Bună ziua și bine ați revenit la Ra Bonsai. Sunt Adin și astăzi vreau să replantez acest ligustrum sau lemn câinesc mai popular cunoscut. L-am de vreo 4 ani. A fost cumpărat ca și un malasai, pe care l-am replantat repede în sol anorganic pe vremea aceea. Acum, după trecerea mai multor ani, am început să folosesc soluri calitative. El a fost un copac drept pe care l-am tăiat și vreau să-l dezvolt puțin într-un stil literati. Stil care de obicei se folosește la conifere, dar vreau să încercăm. Ligustrumul este un copac foarte rezistent. Acest specimen al meu a fost puțin atacat de păianjenul roșu, de spider mites la sfârșitul acestei veri. Este din păcate dăunătorul principal. Ligustrumii, având frunze destul de suculente, atrag acest dăunător și din păcate la noi pe balcoane este cam greu să ne ferim de așa ceva, deoarece ne lipsesc acele insecte prietene care le găsim de obicei în grădină și care se mai ocupă de acești dăunători. Timp de 7-10 zile l-am stropit cu apă. A stat ceva mai la frig. El are acum creșterea, nu este chiar într-un repaus, e destul de greu de obținut așa ceva pe un balcon. Dar totuși are creșterea foarte încetinită, ceea ce înseamnă un semi-repaus. Și l-am stropit cu apă în fiecare zi. A stat și pe pervaz în dreptul unui geam deschis, ceea ce înseamnă că umiditatea plus frigul. Deocamdată observ că nu prea mai am urme de păianjen roșii. Sper să fie ok, o să continui udarea, deoarece lor le place foarte mult căldura și căldura uscată, deoarece și de aceea frigul și umiditatea e exact ce nu le place. Și prin presiunea de a pulveriza îi măturăm efectiv de pe frunze. Vedem mai departe ce se întâmplă cu el. Este posibil să nu fi scăpat de ouăle acestora. Am făcut treaba asta pentru că nu vreau să folosesc insecticide chimice decât dacă este absolut necesar. Dacă nu vom scăpa în felul ăsta, va trebui totuși să folosesc un insecticid. Păi haide să-i dăm drumul cu replantarea. Mai întâi încercăm să-l scoatem foarte ușor din ghiveci. Luăm un cuțit așa. Din câte văd, este destul, sper că se poate observa deja, au început să iasă rădăcinile prin gaura de la fund. Încercăm ușurel să-l mai desprindem cât de cât de margini. În câte simt, rădăcina este destul de agresiv crescută.
Cred că îl vom replanta în, tot în acest ghiveci. Problema e că acest ghiveci are aici o buză care merge la interior și de aceea e puțin. Ne vom chinui un pic să îl scoatem. De asta stau și mă gândesc dacă să-l replantez tot în acest ghiveș sau nu. Nu prea se clintește. Haideți să mai facem o operațiune înainte de a replanta. Vreau să tai un pic din ramurile care și crengile care nu mai îmi trebuiesc. Ia să vedem. Aici am o ramură pe care nu o mai vreau momentan. Aici liderul, noul meu lider pe care vreau să-l îngroș și să acopăr această cicatrice. De aceea voi lăsa această creangă care îmi va îngroșa aici trunchiul, dar aici mai am una. Tendința ramurilor pe un copac e să crească când este tânăr, să crească mai viguroase cu cât sunt mai sus. Cu cât sunt mai sus, copacul vrea să se înalțe. De aceea o voi tăia și pe aceasta pentru a nu obține un inverse taper, pentru a nu obține o porțiune mai groasă aici sus și mai subțire jos. Sau ce mai pot face? Stau acum și mă gândesc că poate n-ar fi tocmai bine să o tai de tot. Voi tăia unde am un mugurel ieșit un pic mai sus. În felul acesta, micșorând foliajul de pe creanga respectivă, creanga se va îngroșa mult mai puțin. O vom păstra pe aceasta mare. O vom lăsa în pace. Aici mai am o creangă pe care nu vreau să o păstrez. Momentan cam atâta. Haideți să-i dăm mai departe cu scosul din ghiveci. Să vedem. Să vedem dacă mai scoatem puțin din sol, poate să ne fie mai ușor de la suprafață. Deja rădăcinile au crescut în acest mușchi care nu prea s-a prins cu succes. Am mai spus și într-un clip precedent, am încercat metoda cu mușchi sphagnum pisat. Și amestecat cu mușchi verde. Tot așa pisat, dat prin răzătoare. Prin sită, scuzați-mă. Haideți să încercăm să-l apăsăm puțin prin gaura de jos. Începe să iasă ușor, ușor. Nu vrem să distrugem prea tare rădăcinile. Nu știm încă ce este în vas.
Am reușit. Acest vas nu este un vas tocmai calitativ. Are o singură gaură și e destul de mică. Și asta n-ar fi cea mai mare problemă. Dar aceste picioare formează niște adâncituri în interior, nu știu dacă se vede excepțional de bine, unde se strânge și apa. Ceea ce nu este un lucru bun. Nu cred că voi reuși să găuresc fix prin aceste picioare. Dar dacă voi mai suplimenta cu burghiul de ceramică gaura aceasta, tot va fi bine. Acesta este copăcelul nostru. Aici avem meșa de plastic. O rădăcină destul de bine dezvoltată. O vom curăța puțin pe margini și la fund, ca să scăpăm puțin de aceste rădăcini care cresc. Deja el se vede este destul de uscat, pentru că e atât de compactă rădăcina încât nu mai avem curgerea, nu mai avem scurgere de apă cum trebuie. Revin într-un minut. Mă duc să văd dacă găsesc un alt vas și ne apucăm de aranjat rădăcinile. În primul rând, un bețișor, vreau să ușurel. Să încerc să dăm de baza copacului. Avem suficient de multe rădăcini încât să nu ne facem foarte, foarte multe probleme. Vom reduce o mare parte din rădăcină. Nu este neapărat o problemă. V-am spus, este un copac rezistent, plus că el a fost mult mai mare. A avut un foliaj mult mai mare. L-am tăiat și nu l-am replantat. De aceea el a rămas cu o rădăcină foarte mare. Și încă nu am dat de baza copacului. Am început ușurel să văd niște rădăcini. Haideți să tăiem progresiv din ele. Aici avem o rădăcină destul de înaltă. Am scăpat de ea. Sper să se vadă cât de cât pe cameră. E un copac destul de mic. Și nu prea pot să fac un zoom in. Mai ales pentru că mă filmez singur. Nu vreau să scot copacul din cadru.
Acesta este lucrul frumos în alta bonsai. Pe cât trec anii, învățăm din ce în ce mai multe lucruri. Dacă avem și niște copăcei care ne suportă de aceasta, care ne suportă abuzurile, să le spunem, pentru că nu ne vom pricepe la început prea bine. De asta e bine să ne achiziționăm copăcei mai rezistenți. Ligustrumul este practic e folosit ca și gard viu. Vreau să tai acolo. Este folosit ca și gard viu. Este foarte, foarte rezistent. Aici am o rădăcină cam prea sus, de care vreau să scap. Cer scuză pentru această cutie. Știu că nu este foarte, foarte estetică, dar din păcate locuiesc la apartament și nu permit să fac extrem de multă mizerie. Cum se poate observa, acest solan organic în el nu prea cresc rădăcinile. Acum am constatat că nu este un solan organic de cea mai bună calitate. Mă rog, este o argilă de fapt. Vom pune un mix de calitate. Să ne ocupăm un pic și de fundul rădăcinilor. Încercăm să le mai descălcim și să scoatem și meșa. Tot de sus trebuie să facem operațiunea. Și de rădăcini complicate, care au crescut foarte mult, foarte anapoda. Dar le dăm de cap până la urmă. Am reușit să scot și meșa. Aici avem ca o... plăcintă de rădăcini.
arăți destul de uscate. Am găsit și rădăcina groasă. Aici. Credeam că o să mă chinui așa de rău cu copăcelul acesta. Aici mai avem o rădăcină groasă. După ce îl vom pune într-un sol mai calitativ, această rădăcină se va ușurel, se va compacta și vom putea să începem o dezvoltare corectă a rădăcinei. După cum se observă, ea este destul de ramificată, frumos, prezintă foarte multe rădăcini fine, ceea ce e lucru cel mai important. Ok. Ne mai uităm o puțin atenție la rădăcinile care iarăși cresc exact în sus. Vrem să mai scăpăm de ele. Unele le putem direcționa în jos. Vedem puțin aici, am o rădăcină. Care iarăși crește în sus. Aici iarăși am o rădăcină care crește în sus. Da, și după cum am spus, după ce vom obține o rădăcină, mai ales sub copac, trebuie să avem o rădăcină compactă și foarte ramificată. După ce vom obține această rădăcină calitativă, vom putea ulterior replanta mai ca la carte, fără a dezgoli de tot rădăcina. Sper să fie ultima dată când va trebui să mai fac lucrul ăsta, deoarece nu este un lucru tocmai bun. Aici iarăși am o rădăcină foarte sus, fină, dar scăpăm acum de ea. Aici iarăși am o rădăcină care crește în sus, scăpăm și de aceasta. Rădăcinile fine ne interesează, de aceea cel mai important lucru în bonsai pentru sănătatea copacului și pentru ramificație. Rădăcinile fine sunt cele care sintetizează, trag cel mai bine nutrienții, apa. Rădăcinile groase sunt doar pentru ancorare. Copacul vrea să se ancoreze, copacul nu știe că este într-un ghiveci.
Copacul nu știe că este într-un ghiveci, el vrea să se ancoreze cât mai bine, să protejeze de zăpadă care stă cu greutate pe el, de vânt. Noi nu avem nevoie de așa ceva, pentru că îl vom ancora noi în ghiveci. Deci am două rădăcini care cresc. Dar le voi. Le voi lăsa momentan. Prea avem rădăcini care să se îmbârlige una cu alta. Ok. Haideți să-l mai scuturăm un pic de anorganicul vechi. Îl punem deoparte. O să-l udăm un pic, deoarece s-a uscat destul de mult. Era el oricum uscat. Vreau să-l ud un pic. Ok. Îl punem puțin deoparte. Trecem un pic la pregătirea vasului. Am găsit un vas mai frumușel și cu niște găuri zdravene. Ok, am pregătit vasul cu sârmele de legare. Întindem bine. Și punem un strat subțire dintr-un mix pe care l-am făcut mai devreme. Acadama cu anorganic, argilă și cu un pic de organic, de turbă. Acadama este în cea mai mare parte prezentă. Și vedem cam cât avem nevoie la fund pentru a ne ridica copăcelul din ghiveci cât vrem. O batem un pic din ambele părți, de fapt din toate părțile, ca să stea, să se așeze uniform. Aducem copăcelul. Să mai tăiem un pic din rădăcini de pe margine, pentru a încăpea cât mai bine în ghiveci. Un pic. Iarăși mă mai uit să văd dacă mai am rădăcini crescute în sus, ce am mai omis mai devreme. Și încercăm să-i găsim un front. Se pare că stratul de la fund este suficient. Și voi încerca să-i găsesc un front. Nu plantăm copacul niciodată în mijloc. O regulă de estetică, de design, bine cunoscută și în alte arte, special în arta plastică, în fotografie, în ce doriți,
Niciodată nu plantăm copăcelul la mijloc. Cred că este un front ok acesta. Oricum nu este sub nicio formă în stadiu de rafinament, așa că îl vom mai replanta, îl vom privi până atunci. Vom avea timp să stabilim frontul cel mai bun pentru copăcel. Momentan mi se pare ok. Păi bun. Haideți să îl stabilim mai bine în sol. Și să începem să-l legăm. Să mai scurtăm un pic aceste vârfuri. Nu vreau să rănesc nici pe mine, nu vreau să mă rănesc nici copacul. Ok, să iau un patent. Suficient, nu vreau să-l strâng foarte tare. Stă foarte bine. Mai reduc din sârme. Nu de tot, ca să le putem și scoate, le putem direcționa un pic în jos, iarăși nu foarte mult, ca să le putem găsi la următoarea replantare. Bun. Și haideți să-i punem sol. Încetul cu încetul. Bețișorul magic, fiind nu copăcel mic, folosesc un bețișor ceva mai subțire. Ca să putem să împingem solo în toate crăpăturile, o să scadă destul de mult, veți vedea solul, special în margini. Nu voi apăsa foarte tare. Oricum și la această operațiune se mai distrug din rădăcini.
se mai rup, dar vrem totuși să minimizăm distrugerea lor. Iarăși să batem. Și simțim oricum la mână că solul se compactează. Simțim. Haideți să mai punem. Este o operațiune imperios necesară. Replantatul oricum în sine este o operațiune iarăși obligatorie, dar trebuie să știm de ce replantăm. Eu, de exemplu, astăzi am replantat pentru că evident am observat cu toții că ghiveciul era plin de rădăcini. Să vedem. Pot să mai împing un pic sârma aceasta mai în jos, ok. Tot. În sol la rădăcini avem nevoie de apă și de oxigen. Dacă solul este compactat de rădăcini, evident, și rădăcini moarte, în afara faptului că riscăm să înceapă să ne putrezească rădăcinile. Pierdem circulația de apă și de aer. Nu mai ajunge apa la toate rădăcinile, nu mai ajunge oxigenul. Avem nevoie de oxigen la rădăcini. Și în natură, cu copacii maturi, se întâmplă același lucru. Cu toate că pare puțin incredibil, dar așa se întâmplă. De aceea, ei, copacii afară, în natură, mereu caută. Mereu caută, prin extinderea rădăcinilor, caută și aer și apă și fac asta prin descoperirea de noi, tot felul de noi buzunare, să le spunem, de aer pe care le găsesc în sol. Ok. Am cam terminat. Vreau să îmi păstrez, ca de obicei, buza curată, buza ghiveciului curată. Voi lua un pic de turbă, de organic. Imediat revin. Voi lua un pic de organic. Ok. Bun.
și vom presăra la suprafață. Imediat o să-l mai aranjăm. Dacă găsesc și... Am găsit bățișorul mai mare. Nu vreau să-l pun peste rădăcini. Vreau să-l pun peste rădăcini organic. De fapt, o să vedeți de ce. Haideți să-l umezim un pic. Haideți să-l umezim un pic. Scăpăm și de el de pe rădăcini cu ocazia asta. Bun. Și vreau să plan să montăm un pic de mușchi verde. Să încercăm și această metodă. Mușchiul este foarte important pe bonsaii voștri, pe copăcei, mai ales cum folosesc eu apă stătută, dar de la robinet. Deoarece este cel mai bun material de filtrare pentru apa foarte dură. Calcal, clor, alte treburi care copacilor nu le fac tocmai bine. Și avem efectiv un mediu foarte natural de filtrare pentru apa aceea. Observați că nu pun mușchi pe trunchi sau lângă trunchi. O să spun tot timpul lucrul acesta în clipuri. Nu punem mușchi în jurul trunchiului. Dacă va crește acolo, îl vom cu o forfecuță foarte fină. De obicei, o forfecuță de unghii e foarte bună pentru această operațiune, mai ales la copaci mici. Nu punem mușchi lângă trunchi sau pe trunchi, pentru că acesta ține umezeala foarte tare și poate duce la putrezirea scoarței. La copacii mai tineri nu e o problemă atât de mare, dar cu cât sunt mai bătrâni și au scoarță mai matură și mai groasă, începe să devină o problemă. Bun, mă duc să-i fac un duș. Să scăpăm de rezidurile de praf din vas și revenim să ne uităm la produsul final. Acesta este copăcelul replantat, spălat, frezat, curățat. Nu arată cine știe ce acum, dar cu trecerea timpului va arăta din ce în ce mai bine. Păi cam atât pentru astăzi. Dacă v-a plăcut și sper că v-am putut fi de folos și acum și pe viitor, nu uitați să dați un subscribe la canalul Rabonsai. Astfel ne vom putea auzi din ce în ce mai des. Lăsați un comentariu. Orice critică este binevenită. Păi, cam atât. De la Rabonsai, sunt Adin și până data viitoare, numai bine!